pe listă, bă. Ar fi cum ați făcut și PSD-ul ce m-am dat. Pe ordinea de zi avem 6 puncte. Legitim. 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Panțăru Cristian, președinte de ședință pentru luna mai 2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate și a procedurii de acordare a etichetelor sociale pentru credință. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, având destinație, ca medicale și desfășurarea activităților conexe, actului medical, în suprafață de 245 m2, situați în imobilul Centrul Familial Parc Văgura, Oraș Tărbogna. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activităților în zonele publice din orașul Tărbogna. 5. Proiect privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31/3/2016, trimestrul 1. 6. Diverse. La toate acestea, domnul primar este inițiator, în afară de punctul 6. Domnul Sfârșor, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă, abține, nu este. Bună ziua! Vă rog să supuneți la vot procesul verbal de ședința în luna martie. Cine este pentru? Au fost două ședințe. Una? Una. A fost una, da. Cealaltă. Da, da. Abținem. Am lipsit. Avem și oaspeți. Bună ziua! Bună ziua! Cui Ciucanu sunt. Domnul Ciucanu, dacă aveți ceva pentru ordinea de zi, când să vă luăm din aici? Nu neapărat. Doar participați. Particip și sunt interesat din un anumit punct de pe ordinea de zi de astăzi, din ședință. Mulțumim. Bun. Primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Panțăru Cristian, președinte de ședință, pentru luna mai 2016. Cine este pentru? Nu, comisia juridică, dar disfavorabilă. Da, comisia, mă scuzați, îți mai stângați, vă rog să mă... Nici o problemă. Comisiile? Cine este pentru? Împotrivă, abține. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate și a procedurii de acordare a drepturilor sociale pentru credință. Comisie. Comisia juridică a fost aprobată. Numai o comisie a fost ridicată. Cine este pentru acest proiect? Cine este? La limitare. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu având destinația cabinete medicale și desfășurarea activităților conexe actului medical în suprafață de 245 m2, situat în imobilul Centru Balnear Parc Măgura, Oraș Târgogna. Comisiile? Comisia juridică a adus nefavorabilă. 4 voturi împotrivă, 2 abțineri și 1 vot. Comisia pentru bani a fost favorabil și ne-am exprimat încântarea vis-a-vis de acest proiect. Când înseamnă că în perioada anterioară, 2009-2014, tot la același Centru Balnear a fost închiriat 465 m2, doar că tot cu posibilitatea de finanțare pentru dotarea cu aparaturile construcționale. Deci aveți favorabil că nu mai este. Comisia Economică a disfavorabil, în realitate, pe același principiu, că și așa la actualmente nu este dată Cine dorește să ia cuvântul, să ceară domnului inițiator, domnul primar, plămărit, asupra acestui proiect, dacă sunt întrebări. Da, dacă îmi permiteți să fac câteva precizări. Știm că prin hotărârea de Consiliul Local nr. 3 din 2009 s-a înființat instituția publică de interes local Parcul Mării, subordonată Consiliului Local, care are personalitate juridică. Mai știu că această entitate era prevăzută cu o organigramă care avea un număr de posturi. Și cunoaștem și faptul că instituția de interes local Parcul Măgura se află de punct de vedere funcțional, ca și clubul sportiv Măgura Târgu Ocna, fără buget, fără angajați și fără vreo perspectivă. Așa deodată a venit ideea cuiva să închirieze această suprafață la un preț de 920 lei pe lună pentru o perioadă de 15 ani. Nu contestăm prețul, pentru că l-am stabilit cu un acord la începutul anului, când am aprobat taxe și impozitele pentru fiecare situație în parte, inclusiv pentru familie și concesionare. Dar între ați făcut un studiu de oportunitate pentru încheierea acestui spațiu. Nu, eu am pus întrebarea că am mai multe întrebări și v-am făcut la urmă să vă răspund ceva. De ce încheierea de concesiune? De ce nu se obligează? Nu trebuie ce nu va vrea. Pentru că dacă stăm să analizăm bugetul, balanța de venituri și cheltuieli în an de zile, nu știu dacă avem ceva profit, nu am zis de acolo. Mai ales dacă luăm în calcul și investițiile care au fost făcute în ultima perioadă la centrul de informare. Aș vrea să reamintesc colegului sau celui care a inițiat acest proiect articolul 1783 din Codul Civil stabilește termenul maxim pentru închiriere, care este de 49 de ani. Deci nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește reglementarea închirierii unor spații publice, așa cum și concesiunea. Este tot pentru 49 de ani. Și dacă, într-adevăr, avem calitatea de susținători a unui spațiu care se întreagă lui proprietarul Consiliului Local, se pare mie că cel mai corect este să plecăm de la termenul minim, dacă vreți, un an de zile, și dacă tot constatăm că activitatea care urmează fiind desfășurată acolo devine rentabilă, de ce nu? Și dă posibilitatea celor care vrea să investească pentru o perioadă mai lungată să facă ca acea unitate să-și respecte statutul pe care îl fac. N-am aflat decât cei de comisie cine este solicitat. Era bine să fie cunoscut. Se vorbește și de licitații, că și mai cum se vorbește. Nu. Noi discutăm despre faptul că întotdeauna atunci când vorbim despre închirierea unui spațiu sau stabilim niște criterii pentru închirierea unui spațiu, pleacă de la o cerere care a întocmit-o cineva. De-aia am făcut referire la studiul de oportunitate și nu știu, n-am văzut în material, făcându-se trimitere la el și este absolut necesar. Nu poți să-ți permiți să închiriezi sau să concesionezi până la studiul de oportunitate, mai ales pentru suprafața de mare. Discutăm despre un spațiu care, totuși, și făcut de corpuri europene și ar trebui să aibă o destinație cât se poate de declară și de ce am ajuns la concluzia asta. Știm cu toții, deși, într-adevăr, nu a fost folosit până acum și spațiul ăla trebuie să producă la un moment dat. Dar să vedem dacă, într-adevăr, cât produce, rămâne, știu, din cadreamă într-o anumite cheltuieli. Sau cheltuie prea mult bani pentru investiții în crearea acestui centru balnear. În concluzie, punctul lor de vedere și a celor din partea din comisia de care fac parte este de a fi împotriva închirierii acestui spațiu pe criteriile și condițiile care au fost prezentate în material, anexă, expune de motive la proiectul de hotărâre. O întrebare. Știu că un astfel de contract de închiriere s-a mai făcut odată în mandatul trecut. Și știu că dumneavoastră personal chiar v-ați criticat și începuseți mandatul și ați întâmpinat niște greutăți. Nu mi-aduc aminte exact. Le-ați lămurit, cum le-ați rezolvat. Pentru că a mai fost odată o închiriere. Deci, iar facem, deci, dacă mergem pe legea americană, întotdeauna se fixează, deci trebuie să ai grijă de precedent. Să nu fim puși în aceeași situație. Pentru că dacă ne aducem aminte de ceea ce se numește diverse închirieri făcute la respectiv complexul balnear mădurat, știu că s-au făcut o două tentative care s-au lăsat cu recuperări prin executări silite la tot felul de paturi, saltele și alte avalixuri în contul datorilor neachitate. De aceea ar trebui un pic să nu urmărim să mergem pe același precedent. Dacă doriți să-mi dați un punct de vedere, m-aș porni de la istoricul pentru balnear. Într-adevăr, doamna Biria a sezat foarte bine. În luna 7 a 2009 până în luna 7 a 2014 a existat un contract de închiriere cu o societate comercială din București. Această societate n-a făcut nicio activitate, dar având în erori contractul, a blocat și alte activități care se desfășoară acolo. Sigur, poate domnul Luțu ne poate da amănunte de ce s-a închiriat unei firme din București și n-a avut activitate, deși în contract era prevăzută această activitate, având în vedere că în acea perioadă a fost viceprimar. S-a ocupat direct de aceste probleme. Când am venit noi în 2012, așa cum spune doamna Piri, am criticat acest contract, dar am judecat cu această societate comercială și am reușit să finalizăm oarecum și să îi punem să plătească, pentru că în perioada când am avut închiriat din nou plătit. Acum, după ce am terminat cu acea societate, s-a reziliat și contractul, ne-am gândit că ar fi bine să punem în funcțiune acele spații, având în vedere că numai vara, strandul, nu este suficient și este un potențial care trebuie pus. De-adevăr, am avut mai mulți medici care au venit și au văzut aceste spații. Dar să știți că Târgu Ocna, una din marile probleme, este și aceasta de asigurarea sănătății, ca și obligația Consiliului Local, având în vedere că noi nu avem spital. A fost un lucru bun atunci când dumneavoastră ați aprobat să închiriem spațiile comerciale la fostul medici de familie, fostul Cămin, și vedeți și dumneavoastră că se desfășoară o activitate. Dar nu sunt spații comerciale. Nu numai. Sau acele spații care au fost acolo, erau libere și s-au amenajat ca și spații pentru activitate medicală. Acele spații. Și vedeți și noastră că familia Turicianu desfășoară o activitate destul de bună. A fost o hotărâre înțeleaptă pe care am luat-o. Având în vedere că se solicită extinderea acestor activități medicale și că orașul are nevoie de asistență medicală, am propus să închiriem și o parte din acele spații care se pretează pentru aceste activități medicale. S-a propus închiriere și nu concesiune, pentru că acolo nu vor construi, concesiunea presupune să și construiască. Termenul de 15 ani a fost stabilit, având în vedere că și solicitările celor care vin a fost cam aici. Putem discuta dacă vreți termenul, poate fi diminuat sau mărit. însă cred că în avantajul orașului și în avantajul bugetului centrului este bine să închiriem aceste spații. Păi de ce venim abia acum cu această propunere? Pentru că aici se poate promova un proiect și că în ghidul de finanțare pentru amenajarea spații medicale, numai în ultima perioadă s-a trecut că orașele care sunt stațiune balneoclimatică pot accesa fondul pentru amenajarea de cabinete medicale. Acesta este motivul pentru care a venit acum și nu a venit mai devreme și pentru faptul că nu au existat solicitări. Este licitație publică și va câștiga licitația cel care oferă mai mult. Cred că este foarte bine să aprobăm această închiriere și vom vedea cum decurg aceste activități. Eu cred că cei care vor să facă aici o activitate au și această oportunitate de a investi într-o stațiune balneoclimatică și eu cred că este un lucru bun. Poate Comisia Juridică nu a avut toate aceste elemente. În condițiile în care am dat aceste explicații, cred că este bine să aprobăm. A nu aproba presupune să mai stea acele spații neocupate și fără ca să producă și venituri la buget, dar și să nu avem o activitate medicală. Mulțumesc. Dar de ce e grav lucru? Primar că a trecut mai mult de două ani de zile. A spus dumneavoastră că era bine, într-adevăr, era un viceprimar în vremea respectivă, dar nu avea niciun fel de drepte. Știu mai mult decât am știut legat de deciziile pe care le-a luat primarul la vremea respectivă și vreau să știți foarte bine treaba asta, că nu am fost de acord cu ceea ce a făcut. S-a zis la vremea respectivă că dacă nu e altcineva interesat, acel hage sau cum îl chema, să poată să facă, eu știu, o activitate care n-a desfășurat niciodată. Voiau un schimb de, eu știu, turiști sau de oameni care să vină la tratament, dar condițiile pe care le oferă, mai ales în timp de primă, începând de, hai să spunem, din septembrie, până în mai, până în iunie, acolo nu se poate face nimic. Pentru că știm cu toții ce condiții sunt în interior. Eu nu opun la a închiria acest spațiu. Am spus prima dată, ar fi de un an de zile. Am făcut recomandarea la concesiune pentru că, discutând așa cum e la ora actuală acest centru balnear, folosești o grămadă de forță din primărie, oameni care au alte atribuții pe timp de vară, în extrasezon, sunt luați de posturile pe care le au ei și fac acolo cu rândul ca să asigure personalul necesar funcționării acelor piscine. Piscina ar putea să fie închiriat, concesionat întregul centru balnear, să facă cel care are dorința să creeze ceva acolo serios, să modifice și structura, infrastructura la acea clădire, să facă acoperiș, să le închidă, să poată fi funcțional 12 luni din an, nu numai pentru 2 luni de zile pe lună. Că nu se dă nimeni în ghesul acolo, nici pe timp de toamnă, nici pe iarnă, să facă tratamente în parcul Măgăr. Iar domnul doctor Turicean a avut respect. A vrut să ia și, sau poate de mers de-a lua și spațiul de dincolo din Tisești. Vrea să ne abituate, nu e nicio problemă, să ia să fie cunoștință, dacă omul poate. De ce nu? N-am nimic împotrivă. Dar respectăm niște pași, așa cum vă spuneam, un an de zile, dacă face dovada că, într-adevăr, poate să facă funcțional și să aducă și beneficiul, îl dăm după aceea și pentru 41 de ani, nu pentru... Eu eram. Este frumoasă discuția, vă mulțumesc. Cele mai multe puncte de atunci și domnul Munțu, să zic și eu câteva. Eu cred că am terminat în oraș și avem servicii medicale de din toți, pe toată valea Rotușului la noi și suntem în stare acum să dezvoltăm servicii medicale și în parte. Nu e rău. Dar spuneați dumneavoastră, domnule primar, pentru că au blocat activitatea alții care au închiriat sau o altă firmă, nu știu exact istoricul lor, dar dumneavoastră o știți, ei, pe Pentru acest motiv, noi trebuie să avem grijă să nu ne blocăm activitatea de viitor. Cunoașteți istoricul acestei firme, pentru că ați vorbit aici că la registratura primăriei a fost depusă o solicitare. Deci, bine ar fi fost să știm istoricul acestei firme, dacă ne bazăm pe ei, iar perioada de închiriere să nu fie de 15 ani. Dacă tot încercăm să fie de maxim un an, să fie minim perioade, să demonstreze că vor aduce servicii de calitate. Vă mulțumesc de înțelegere. Doamna consilier, și am spus că mai solicit niște lucruri. Când a fost făcută această închiriere prima dată, a fost făcută unei societăți, din ce mi-aduc eu aminte, care avea dovada unei afaceri în curs de derulare. Deci o activitate specializată, exact acel schimb, că mi-a adus aminte domnul primar, schimb de turiști care urmau a trece dintr-o stațiune în alta cu tratamente diverse și care erau o chestie clar sezonieră, deci secretar la ceea ce se numește spațiu din parc. De aceea și a fost acceptată și, mă rog, agreată această închiriere. Faptul că mi se pare foarte deontologic, că dumneavoastră fiind viceprimar vă deziceți de chestia asta. Adică e o chestie de fair play totuși. Am fost executiv, deci eu să fiu în poziția respectivă, l-ar bate pe domnul David dacă ar îndrăzni să spună că eu nu știu de mâine să trag. Dar eu sunt mai corect. Dar în același timp trebuie avut grijă, pentru că există precedente în cazul în care la licitații s-au prezentat firme de transport care să facă turism și tot felul de chestii de genul ăsta. Și am mai sesizat odată, urmăriți, vă rog frumos, dacă există un istoric la firmele respective. Pentru că, într-adevăr, toată lumea vrea, dar trebuie să și poată. Pe partea cealaltă, discutând de termen, din punctul de vedere al privatizatului, la ceea ce impune investiția pentru dotările pe care le presupune această activitate care a fost pusă aici, este aberat să-i spui că îi dai un an. Pentru că omul ăla trebuie să-și amortizeze investiții. Dar în același timp, domnul primar, ați vorbit de un program pe fonduri europene, care este acum de actualitate, n-a fost până acum, și care ne dă nouă posibilitatea ca poate să accesăm fonduri europene, să putem nu numai centre de informare să le dotăm cu fonduri europene, să cumpărăm aceste, să facem investiții, să cumpărăm aceste aparate și să aducem ceea ce se numește medici, specialiști. Deci să încercăm să reparăm o greșeală făcută acum 15 ani și pe care n-am mai reușit niciodată. Că discuția cu Bolovan în baltă o știe toată lumea. Deci sunt 15 ani de când niciodată nu s-a mai reușit măcar să se fundamenteze o idee de reluare a spitalului din Târgu Ocna. Că încercăm să-i găsim o altă formulă, că îi spunem centru de urgență, că îi spunem de recuperare de ceva, să găsim o definiție cât de cât, ca oamenii din Târgu Ocna să aibă unde se duce în caz de forță majoră. Dar în același timp, nu partul este soluția cea mai bună. Pentru că în condițiile, că s-a pronunțat aici domnul doctor Turiceanu, pentru care tot respectul, că cineva a reușit să vină din afară și să organizeze cât de cât un serviciu de medical la Târgu Ocna. Deci, pentru ce să chinim un om, să-l trimitem în parc, unde nu va ajunge niciodată o mașină să dezăpezească? Pentru că în momentul în care vine frigul, vine zăpada și ajungem acolo. Deci, ca să utilizăm, să-și poată utiliza aparatura 2 luni de zile, nu este o soluție. Putem să-i oferim alte spații și exact cum spuneam, nu mai rețin exact. Dar în condițiile în care se chinuie pe centrul care este la dispensar, a solicitat școala din Tisești, acum mai în parte îi mai pune încă o bucățică în par. Haideți să-i găsim un spațiu independent, vorba aceea, frumos, elegant, în care să facă toată activitatea la un loc. nu cu bucățica și cu alergatul prin toate părțile. Ajungem exact în faza tipică românească, scoate chitanța dintr-un cap de oraș, du-te și du-o la celălalt că te trimite înapoi să mai scoți una. Deci asta este părerea mea. Într-adevăr, nu înțeleg nici ceea ce se numește oportunitatea unei astfel de solicitări într-un moment care începe să devină delicat și care poate fi interpretat. Deci, este o idee care poate fi folosită și amendată în mod pozitiv. Da. Să rămânim cu câteva lucruri. Termenul de funcționare este permanent, nu 3 luni. Deci nu s-a solicitat pentru perioada când funcționează piscina. A doua problemă. Știți că am avut solicitări pentru școala de la Tisești. Am pornit, așa cum spune doamna Biri, să mergem pe școala de Tisești și acolo se dezvoltă. Avizul de la Ministerul de la Învățământ a fost 5 ani. În aceste condiții, așa cum nimeni nu-și permite să facă investiții. De aceea a trebuit să ne reorientăm. Am mers la școala la Poieni, același lucru. Și în aceste condiții, medicii care au venit să vadă, și față de data trecută, unde venea o firmă din București, cu renume într-adevăr, dar care apoi n-a făcut nimic. Acum sunt medicii și trebuie să recunosc că cei care au venit prin domnul doctor Princeanu. Deci dânsul i-a adus, având în vedere că vrem să facem ceva. Nu ascund faptul că de două ori l-am chemat pe domnul doctor Cotides la Târgu Ocna și am avut întâlnire cu toți medicii din oraș, rugându-i să ne ajute să punem la punct această activitate privind sănătatea locuitorilor. N-am reușit cu medicii de familie să facem centru de permanență, pentru că medicii de familie n-au vrut, au spus că este foarte complicat și nu este de interes. Deci am apelat în continuare la alți medici, pentru că în sănătate cea mai grea problemă sunt specialiștii. Clădit găsim. Acum avem specialiști, dar să știți că și Spitalul Vechi s-a desfințat, tot din cauza specialiștilor, rămăseseră doar 4 medici, așa cum vă aduceți bine aminte. Dacă Tiseștiul nu este atractiv prin faptul că numai 5 ani, cu o grămadă de condiții să funcționeze grădinița, s-au pus multe condiții, aici în parc, când au fost grupul de medici interesat, nu știu exact cine va avea acolo, firma care au fost mai mulți medici, a fost și domnul viceprimar acolo, am ascultat ce părere au avut și au spus că este un loc care poate fi amenajat. De ce a apărut oportunitatea? Acum a apărut pentru că este acest program care permite finanțări de proiecte și s-a adăugat acum și stațiune banii climatice. Acesta este avantajul și termenul de depunere a proiectelor este undeva în ce dată? Iulie, parcă, nu? Da. În luna iulie. De aceea s-a solicitat și acest lucru. Neavând spațiu închiriat și neavând un contract ferm, cred că nu se pot obține bani. Centrul de informare. Centrul de informare a fost predată documentația înainte de 2012, pentru că cred că era poate mai bine să facem un centru în centrul orașului. Noi am primit proiectul și l-am dus mai departe, pentru că așa a fost depusă cererea. La propunerea făcută de domnul Luțu, că avem un organigram și avem o schemă de personal și de ce nu angajăm oameni, nu sunt venituri suficiente ca să poate fi angajat un număr de personal numai pe centru. De aceea și persoane din primărie fac activitate acolo atunci când funcționează piscina. În condițiile în care am lămurit și problema de ce Tiseștiul, de ce nu Tiseștiul și Gura Stănic, centru din Parcul Măgura, când am lămurit și problema că va funcționa tot timpul acolo aceste cabinete, sigur mai putem discuta și termenul dacă vreți să-l discutați. Ei au solicitat 15 ani, nu știu foarte exact de ce au spus 15 ani, îl putem diminua dacă se dorește. Înțeleg că nici Comisia Juridică nu are probleme de a închiria, ce se discută termenul. La termen putem discuta, nu știu exact dacă putem să diminuăm sau nu, dar dacă credeți că la termen putem discuta, ne putem la contract să punem o condiție în care neînceperea activității într-un termen, să zicem, de un an de zile, duce la rezilierea contractului. Și a rezolvat toată această problemă. Ca să nu mai avem și problema care a fost atunci. Domnule, vă rog. Domnule inspector, i-ați văzut pe cei de la învățământ că au stabilit un termen de grație de 5 ani de zile pentru Chisești. Oare de noi, deci să nu fim un pic mai exigenți cu noi în privința termenului, pentru că condiții sunt aceleași. Trebuie să ne gândim că genul ăsta Balnea va trebui odată și odată să poată să producă mai multe fercilă. Că cultura și toate celelalte cheltuieli care sunt acolo, deci, uzura și celelalte cheltuieli care sunt acolo vor crește de la un an la an, pentru că știm și noi că după o perioadă de iarnă, reparațiile piscinilor costă o grămadă de bani. Mai am. Aș vrea să știu legat de partea de încălzire a spațiilor, pentru o secundă. Acolo există o centrală termică pentru a distribui agent termic la tot complexul și vedem cine plătește, cum plătește, că vor fi costurile mai măricite și dacă își asumă răspunderea să plătească tot ce ține de consumul la centrala aia termică, perioada de iarnă, când nu sunt alte activități acolo. Da. Azi avem un care și-au expus dorința că vor să închirieze, cred că și-au calculat și că vor plăti. Aveți dreptate și observația e corectă. Noi vom separa jumătatea, instalația permite să poată încălzi partea care o doresc noi și acolo știți că avem stații de gaze de presiune, deci nu e o problemă consumul de gaz, nu orice cantitate ar consuma există produsă. Avem energie electrică pentru că avem transformatorul de 400 kW și nu avem probleme. Ei și-au însușit toate aceste costuri. Am discutat chiar că pe lângă această chirie, știți, acum ei trebuie să plătească și impozitul. Tot cine închiriază în distanță de ei. Și am discutat și acest lucru, care deja complică lucrurile, adică se ridică foarte mult. Chiria e mică, dar impozitul este destul de mare. Având în vedere și valoarea clădirii. El se pune la valoarea clădirii. Deci sunt niște costuri mari. Trebuie să-și facă și asigurare. Absolut, absolut. Dar, dacă nu există o perspectivă, nu există o durată, o perioadă mai mare, ei nu se implică, pentru că din ce spuneau ei, vor să aducă aparatură de ultimă oră și să concureze piața, pentru că să concureze celelalte cabinete. Pentru că, vedeți, domnul doctor Turicianu, dacă a reușit la Târgovna să aibă programări până în luna iulie-mai, datorită faptului că și-a dotat cabinetul cu această aparatură. De aceea eu am încredere, pentru că atât pe interne, cât și pe cardiologie, ce face dânsul, și cu acele spitale de zi, are un succes și a dădut din oameni de la Onești și de altă parte. Și are legătură cu piscina. Și are legătură cu piscina. A spus ceva de piscină, că trebuie reparată, nu? Dar noi nu închirie piscina. Nu, eu spun de costurile care sunt de acord. Ați bine, domnul. Deci nu am spus. Știe exact, au măsurat suprafețele. De-aia nu ia toată, că am vrut și noi, am luat toată. Nu ia partea de Dumitri, partea stângă. Iau partea dreaptă și au făcut calculele și atunci să vedem. Deci, cred că este o oportunitate. Și de ce în momentul ăsta? Că nu a existat până acum o oportunitate. V-am spus, au adus cotârlețe, au văzut de nu știu câte ori. Au venit de pe la Iași medici, au venit de peste tot. Am zis, haideți să pornim. Nimeni până acum nu a spus că da, domnule, vrem să încercăm. Și atunci, dacă introducem această condiție în contract, nu are cum să ne mai... Să mergem la un termen mai scurt și... Care-i propunerea noastră? Domnul consilier Păscării, spuneți. Deci, domnule primar, stimat auditoriu, eu sunt de părere că este bine să amânăm acest punct, deoarece, 1. Ar avea iz electoral, punctul 2. Este un bun al orașului, al întregului oraș, și care trebuie valorificat la maxim. Deci, perioada de 15 ani mi se pare mult prea mare. Deci... Haideți să dau ascultare. Vă rog foarte mult să amânăm. Asta este părerea mea. Mai este o problemă care ține de partea feminină. Calculați un pic estetica în momentul în care fetele fac topless și faptele vin să-și sperică. ori oamenii de inimă uitându-se la ăștia, cât stau la coasul lor. Haideți să luăm ce să facem la înțelegere. Deci, omul vine la consultație cardio ca să le vadă pe defecte cu infarctome. Să le fac infarctul înainte. Dar trebuie să-i separate, doamna, au de ce să-i vadă, că nu merg la piscină. Obligatoriu. Deci, luptați voi, ochii văd inima cere în conștiință. Iar dacă discutăm din altul, cu pacienții, din ca sugestie, avem centru pietonal în care este un parter întreg neutilizat. Frumos, elegant, nu-i trec mașinile, nu accidentează, liniște și se poate face foarte frumos. Vine în ajutorul omului care nu trebuie să traverseze, să-și rupă picioarele prin găurile care merg până la podul de la trotuș, pentru că este drumul așa cum este. Nu umblă noaptea prin pădure, pe acolo, ca să-i atace auroracii. Dar dacă e un spațiu pe pictură, mai sunt și din ăștia. Deci, într-adevăr, am putea să o amânăm un pic și să o gândim frumos, că e păcat să bagi niște bani în ceva care e mort. Deci gunoaiele la centru și locurile nu. Dar mă luam, deci, cea mai bună variantă, cred că rămâne Artisești, așa cum a fost el gândit inițial, având în vedere că spațiul de acolo chiar era generos, era real. Dar, din păcate, și eu vă spun că acolo care am mers la Ministerul Educației și Învățământului, pentru că eu chiar voiam dezvoltarea orașului ăsta și chiar vreau să se găsească un spațiu unde să se practice activitatea asta medicală. Numai că, din nefericire, când am fost la Ministerul Educației, au pus așa condiții grele și rele, încât nu pot fi îndeplinite de către cei de la Ministerul Sănătății. Și să vă spun de ce, pentru că pentru a deschide un pat de spital, îți trebuie o plasă de autorizări. Trebuie să ai pe unde să intri, trebuie să ai spațiu de închiriat pentru cel puțin nu știu câți ani, trebuie să ai un anumit circuit, trebuie să se disponibilizeze patul de la o altă unitate spitalicească, către o altă unitate spitalicească. Iar cei 5 ani care au fost dați de către Ministerul Învățământului pentru școala de la Tisești, poate că ar fi fost cumva convenabil pentru medici, dar s-a pus condiția că după cei 5 ani școala să se întoarcă înapoi la Ministerul Educației și Învățământului. Lucru care este total imposibil. Așa și acum, noi, dacă aprobăm, să zicem, o perioadă mai scurtă decât cei 15 ani, va trebui să o precizăm cu posibilitatea de a continua închirierea de către cei. Altfel, dacă nu, eu nu văd nicio șansă ca să ia un ban, pentru că toate proiectele astea care sunt pe sănătate, ca să fie eligibile, trebuie să ai o perioadă cât mai lungă. Pentru a-și recupera, știți foarte bine, toată lumea de aici care se duce pe la puțină economie, îți face un plan, un studiu de stabilitate, perioada de care îți recuperezi investiția. Și ca, pentru a putea obține bani, trebuie să ai o perioadă suficientă ca să poți să-ți recuperezi acea investiție. De asta eu zic că trebuie să rămânem fie pe 15 ani, fie dacă nu, reducem perioada, dar în condiția, cu condiția să poată continua să aibă posibilitatea, măcar 15 ani. Fie pe altă locație. Fie pe altă locație, dar din nefericire, aici dovedim că suntem cu picioare de lut. Am stat aproape 2 ani. Eu mi-aduc aminte foarte bine că am fost ideea prima dată cu spitalul la Tisești, la școala de la Tisești. Stăm cu școala numărul 3, care o încălzim de pomană. Stăm cu grădiniță. De la 3. O parte din spațiile de acolo. Stăm cu școala de la Poieni, stăm cu școala de la Vâlcele, cu grădinița de la Vâlcele. Spații care nu le dăm nicio folosință. Suntem cu picioare de lut. Depinde de tot felul de aprobări. Este statul actual al clădirii în care a fost căminul de copii, vis-a-vis de școala 1. Care este statutul? Este proprietatea primăriei? Este administrarea. Este proprietatea Consiliului Județean în administrare? În orice caz, faptul că cineva a venit și a avut o idee de afacere, o gândire, și care este și în întâmpinarea dorințelor cetățenilor din oraș, ca să aibă un act medical la îndemână aproape, cu costuri reduse, eu zic că ar trebui să-i găsim o formulă. Poate nu fac. Hai, în altă parte, dar o certificăm de 2 ani de zile cu dracul ăsta de Tisești. poate în altă parte. Dar sunt atâtea spații în zona orașului care chiar ar putea să fie... Dar haideți să colaborăm cu toții. Dacă nu e bun aici să zicem, domnul e primar al unei inițiative, dar haideți. De asta am spus, haideți să ne închidem, să amânăm hotărârea, să gândim totuși la ei. O analizăm, sigur că da, se dă un pas în care și-ar joc nici de banii alții, dar nici de anii noștri. Să gândim totuși la ei și să găsim varianta. Consiliul Județean va aparține. Deci poate foarte ușor, așa cum noi le-am cedat proprietatea la vremea respectivă, tot la propunerea dumneavoastră, la propunerea dumneavoastră o aducem înapoi și le dăm oameni. Este o locație mult mai legeră. Deci asta de învățământ, toți copiii au fost acolo. Și este nu a fost cămiliu că orfanța, cum să fie. Da. Deci nu este tot învățământ. Deci, se asimilează cât de cât sănătate și așa mai departe. Să vedeți ce birocrație este la Ministerul Învățământului de toate. Este la asigurări sociale. O doamnă sau un domn din birou de la Ministerul Educației și Învățământului care n-a fost niciodată în teritoriu, nu știe niciodată ce vrea doamna X sau domnul Y cu o lapte între Bogna, s-a deschis hârtiuțele alea care le-am trimis de la Tisești, a zis, oh, copii aici trebuie să aibă, doamnă, care copii, că de 15 ani nu lunez numărul de copii să aibă o clasă în Tisești. Nu funcționează nimic acolo. Dacă ministerul care are atâta putere curajul să dea decât cu 5 ani. Nu că n-a avut curajul, n-a avut nici interesul și n-a avut nici bunăvoință. Deci birocrați... Trebuie lămurit o problemă. Cine, din discuțiile noastre, cine vrea să închirieze? Cel care a cerut? Sau noi, domnul primar? Că le cam amestecăm noi aici. Dacă cel care a cerut, pățim ca în situația cu sediu pentru poliție. Că au fost opțiuni și opțiuni. Iar noi avem destule spații în oraș și este bine să le oferim și alte variante acestei societăți care a solicitat. Deci, într-adevăr, e ceva abzător. Vrem să dăm viață spațiilor din parc. Sunt investiții, sunt cheltuieli, dar e un timp de răscruce. Poate noua administrație, noul executiv, poate va avea alte puncte de vedere. Așa că, cum este spațiul la care am vrut să-l dăm companie de utilități, în centru, pe strada Victoriei, unde pune dumneavoastră flori acum pe stând, putem avea o policlinică extraordinar de frumoasă. Că am văzut că se pun flori pe stâlp, credeți că oamenilor de-aia nu le place pe acolo, că nu-s flori pe stâlp. Problema este la pe ceea ce călcăm, pe ceea... Pe nu obișnuit noastră plăteați scârbuie asupra discuției, problema este acolo pe ceea ce călcăm, nu ne simțim confortabil la tălpi, face să fie netezit și ați rezolvat toate probleme. Deci, într-adevăr, nu știm cine vrea să închirieze. Noi sau ei. Și atunci, dacă ei, într-adevăr, au cerut închirierea unor spații pentru activitate medicală, haideți să le oferim și alte variante. Cred că toată lumea. Păi sigur că... Dați-ți ca să dau... Da, mă mulțumesc, domnule. Deci, domnul Căscălin a spus că a venit și a citit de acolo ce a pregătit. Care-i politic? Haideți să fim măsuri. Care-i politic? Noastră hotărâți. Este Consiliul Local care hotărăște închirierea. Și aș dori să... Se răspunde, domnului Drăgănuță, numere sau foi. Suntem Consiliul Local. Haideți că n-a început încă campania electorală și mai avem o campanie. Deci, atenție, e mare diferență de ce a solicitat poliția și a spus vrem un spațiu în oraș și puteam noi să-l alegem. Și asta e problema acum când medicii au venit și au spus nu vrem altceva decât acolo. Deci a fost și la Casa de Copii. Plătirea mergeți să o vedeți. A fost... Nu, nu, stați un pic. Era ceva. Ce era ceva cu poliția. Acum, deși o zonă vreți să-l dați, noi vrem, nu vrem la revedere. Spuneți că nu vreți să-l dați și pleacă mâine. Deci nu, atenție, n-am avut atât de multe solicitări încât să alegem noi. Părerea mea că este o oportunitate care nu trebuie pierdută, pentru că n-am mai avut o asemenea solicitare niciodată. Și nu am avut pe centrul orașului la F13, pentru că am fost și acolo. Și nu am vrut F13, cea care se pretează. Pentru circuitele care trebuie pentru a putea primi aprobare, sunt doar acestea de la baza de tratament, care au deja circuitele necesare, pentru că a fost bază de tratament. Deci nu schimbăm nici obiectul de activitate, să spunem așa. Iar acolo, ca să faci circuite în partea asta la altă, este foarte complicat. Pe când acolo pentru e simplu, că tot ce a fost compartimentat tot într-o activitate medicală. Și dacă dânsii s-au oprit acolo, eu nu pot să merg să spun acum, știți, vă dăm doar acolo, pentru că altă parte nu trebuie. Deci până mai este să mergem, de acord și cu această perioadă de știu, o perioadă după care să o putem prelungi, dar haideți să nu pierdem această ocazie, pentru că nu știu dacă v-am mai spus, eu am avut mai multe întâlniri cu medicii și am încercat tot timpul să atragem oameni care se desfășoară activitatea acolo. N-au venit niciunii până acum. Și încă o dată vă spun, domnul Cotrileț a venit cu tot felul de medici de peste tot. Și fiindcă doamna Biri a pus problema spitalului, trebuie să vă spun, doamna Biri, că în 2008 era aprobare la Târgu-Orna pentru o secție de boli cronice a Spitalului Măinești, care în 2010 s-a renunțat la ea, dar aveam și bugetul și numărul de personal. Și a făcut-o domnul Cotelez de Măinești, pentru că a anunțat localitatea asta, ca să știți intervențiile care s-au făcut și de ce nu avem nici acea secție, care se făcea în clădirea maternității. Și dacă doriți, vă dăm și ordinul ministrului prin care s-au stabilit numărul de 430. Vedeți că este o luptă de sănătate, este o concurență foarte mare. Poate ați văzut că acum 100 de patru au fost reduse din județul Bacău. Nu poți să faci spital oriunde și oricum și nu poți să-l fac oricine dacă nu sunt 100 de condiții. De aceea eu încă o dată vă spun, pe mine mă avantajează că dumneavoastră refuzați, pentru că dacă începe campania electorală, o să spun și eu asta, doamne, am vrut să mai fac un cabinet și s-a aprobat. Și cu asta eu am salvat situația. Dar problema este așa. Nu am avut până acum această ocazie, nu am avut această solicitare până acum și este păcat să nu valorificăm această solicitare și această oportunitate care nu poate să mai apară probleme. O întrebare, domnul primar. Cetățenii din Vâlcele pot să meargă la serviciu la cabinet ca să nu fie cu ispolitici. Pot să meargă toți cetățenii din orașul Târgu Ocna și nu numai, și din prejurii. Domnul director, până acolo mor de drum, domnul. Știți? Bancă. Vreau să fac grijă, alea și nu știu de drum, nu. Așa că nu facem probleme. Nu, nu. Cetățenii la Vâlcele sunt spune. Ideea pune să fie pe întreg mandatul. Nu să fie înalte acolo, cum spune domnul Cristian. Dar vorbim de mandate, aici pentru oraș. Vreți de oraș să fie... Păi de-aia e bine să le cântărim în timp, domnule primar, ca să facem... Alegem soluția cea mai... Păi am spus pe 15 ani. 15 ani vor schimba mulți consilieri. Haideți să identificăm toate spațiile care ar face obiectul încheierii concesionării, să analizăm cu toții, în Consiliu, și să vedem, să-i scoatem la licitație, să poată oamenii, să le stabilim noi reguli, nu vin alții să ne bage soa cu astea, să spună cum vor ei. Bun, le stabilim noi. Acest centru a fost încălzit din de ea, dar nu. Ia, am încercat. Niciodată. Are instalații. Nu, nu, dar întrebăm. Păi dacă la un apartament plătim, sau se plătește 200 de lei. Nu, nu, dar stați așa, că poate ei nu cunosc. Sunt 245 de metri pătrați. Trebuie să încălzești. Aici noi nu ne gândim. Păi, dar poate nu s-au gândit. Pentru că dacă nu există... Adică chiar credeți că cei care fac reclamanță în domeniul ăsta sunt așa de fraierii, nu știu cam ce așteaptă. Există o problemă că spre deștept și nu simțim noi de desubt. Deci actualmente au 200 și ceva de metri pătrați în filiața ei, ce știu eu, și au aprobat de 54 la ora asta. Deci cred că știu despre ce e vorba. Și cum se obține aprobarea pentru 5-4 și poate și eventual 10 și cum se obține finanțarea. Din ce știu eu, iarăși au peste 200.000 de euro investiți aici. Nu fac eu apologie acum a Cabinetului Urbanilor Puricianu, dar vreau să spun că nu sunt chiar niște adeamici funcționează. Da, 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 dar noi, de asta suntem în Consiliu, discutăm, analizăm și vedem ce votăm. Că după aia iar să ne se spună că nu sunt niște aventuriști care s-au gândit ei să facă ceva. Eu am înțeles. Nu este vorba de domnul doctor Buduceanu. Este vorba despre niște cunoștințe pe care dânsul le-a convins. Pentru că nu contestă nimeni capacitățile și posibilitățile și discernământul pe care are. Și pe ceea ce se numește bucățica lui, a reușit și a făcut. Într-adevăr, vin terți. Nu este vina lui ca cei terți vor putea sau nu să plătească. În momentul în care se pune problema atât de chiriatului, întreținerea și așa mai departe, o luăm în calcul știind că este foarte scump, să nu ne trezim cu neplata chiriei, cum ne-am trezit la atâția, care și-au făcut discotecă pe vreme de ploaie și dacă nu le-a ieșit profit, normal că n-au plătit. N-au fost ei vinovați ca plouat. Eu vor veni la licitație, doamna. Vedeți, faceți calcule, cred că nu sunt tâmpliți. Nu știu, nu, o singură intervenție nu o pot. Trebuie gândit. O singură observație mai mare. Deci, doctorul Turicianu a solicitat această chiriere, da? Dânsul a spus că își aduce mai mulți colegi și va desfășura activitatea acolo. Nu alții. Doctorul Turicianu. Și nu are nicio legătură, doamna Amiri, cei care desfășoară activitatea la șnac, cum desfășurați și dumneavoastră și cred că vreți să rămâneți numai singură dumneavoastră acolo. Deci ea nu vreți să mai fie și altcineva. Deci chiar și vă deranjează dacă mai vine altcineva decât dumneavoastră și cunoaștem această atitudine. Eu vă spun că tot pe o asemenea sau într-o asemenea situație s-a pierdut și cele 30 de paturi la maternitate când cineva a spus care stătea aici că este inoportună și acum avem această ocazie pe care nu vrem să o folosim. Nu e o problemă, eu mi-am făcut datoria, am propus-o, dumneavoastră sunteți cei care hotărâți. Dar o asemenea oportunitate nu am avut și nu știu dacă vom mai avea curând. Mulțumesc. Deci să nu găsim soluții de la pachetul, inclusiv cu piscină. Că poate vine cineva, un investitor cu bani, să facă ceva și de clădirea care nu are nicio destinație. Decât o umbră creează, atâta tot. Acum, trebuie să facem o ofertă. Poate la duceți noastră. Poate la duceți. Din experiență pe care l-a dat domnul Lusa. Domnul Lusa pe care vreți să-l aduceți și vă încurcă chestia asta? Nu, domnul Lusa. Răspun un lucru. Au trecut 5 ani de zile, perioada care erau sub fondurile europene, deci putem să-i stabilim destinația în continuare, nu de a schimba. Dar a venit cu un alt investiții, dar un îmbunătății, nu la altele. Câte oportunități. Deci nu asta face o venită. Dacă vrea unul să ia putul să facă investiția acolo, are nevoie de 245. Vrea să ia cu totul, poftim. Da, deci ori totul. Pe asta am întrebat. Știți dumneavoastră pe cineva care ar vrea să ia cu totul? Am văzut pe asta și nu l-am întrebat. Nu am avut o temă de felul ăsta ca să mă interesez de o asemenea oportunitate și să-i ofer alternativ. Nu. Dacă nu deci încurcați pe ăsta care vrea să ia lucruri. Da. Prea personal, nu cred că vrea să mulți. Nu am nimic împiedicat. V-am spus doar legat de perioada de teatru din Chimie. Da. Și atâta l-așteaptă pe fătă. Dați vorbit, dați mai vreau să citeți și hârtia ca să aveți toate informațiile și apoi deliberați. Este Cardiomed, Societatea Cardiomed SRL. Domnule primar, subsemnatul Turicianu Marian, medic specialist cardiolog, administrator la SC Cardiomed SRL, vă rog prin prezenta să aprobați închirierea de către societatea care vă reprezint a suprafeței de 243,77 m2 din baza de tratament paracomodular, reprezentând jumătate din polul de acces și spațiile din partea dreaptă a bazei, privit de la intrarea prin holul de acces, în scopul desfășurării activităților specifice medicale, balneo-fiziochimioterapie, BFKT, recuperare cardiovasculară și respiratorie. Aduc în sprijinul acestei cereri următoarele argumente. Numărul vârstnicilor din oraș este într-o creștere evidentă. Și spune față de un grafic aici, între, și nu-l mai citesc acum, din 1996 până în 2011, cu vârste și cu numărul vârstnicilor. Grupa vârstnicilor peste 65 de ani reprezenta în 1966 doar 8% din populație. Din statistica Direcției Județene Bacău. În timp ce în 2011 procentul a ajuns la 18,3. Și ne spune de unde a luat cifra. De la Universitatea București. Fenomenul de îmbătrânire a populației este asociat cu bolilor cronice, osteodegenerative, cardiovasculare și respiratorii. Fiziokinetoterapia, dar și tratamentul recuperator cardiovascular și respirator reprezintă elementele importante de ameliorare a pronosticului pacienților suferind de afecțiunile respective. Pacienții respectivi sunt nevoiți să se adreseze spitalelor din Onești, Comănești și Moinești, dar distanța și condițiile meteo fac de cele mai multe ori accesul dificil. Considerăm în acest context că oferirea de către Centrul Medical Cardiomed a serviciilor de balneo-fiziokinetoterapie și recuperare cardiorespiratorie ar completa cu necesar de asistență medicală a pacienților cronici, programabili, asigurând evaluarea și tratamentul facil al pacienților din zonă, dar și scăderea presiunii pe unitățile spitalicești. În plus, serviciile oferite se adresează și tinerilor cu probleme osteoarticulare și cardiopulmonare, ducând la recuperarea mai rapidă și reintegrarea lor pe piața muncii, având de rezultat scăderea costurilor sistemului de sănătate. Astfel, inițiativa noastră se încadrează în strategia Ministerului Sănătății de rezolvarea cazurilor care se pretează, predominant în ambulatoriu, și mai puțin în internare continuă, eficientizând astfel resursele financiare din sănătate. Consider din aceste motive proiectul înființării acestui centru, BFKT și recuperare este unul necesar și util pentru comunitate. Cu stimă, dr. Călian Petricianu. O asemenea ofertă nu am mai avut. Este acum și este o oportunitate pe care dumneavoastră aveți ocazia să nu o votați, dar vă asumați și răspunderea. Mulțumesc! Ca să fim un pic caustici, așa se explică creșterea procentului PSD din Nord. Domnul doctor ne-a explicat îmbătrânirea populației. Are ce legătură politica cu sănătatea populației, da? Păi, dar de asta e 5 de ani într-un an mai bun. Iar dacă e tratat. Se votez PSD. Ah. Deci, dumneavoastră, ați vrea să-i omorâți PSD cu așa peste 65 ani. Nu, era vorba de bolnavii. Bun, ca să știm care e problema. Dacă tot, domnul primar, ține atât de mult să avem servicii medicale, de ce nu a făcut totul până acum să rămână spitalul în localitate? De ce nu a făcut? Domnul Drăgănu, sau la definiție de dumneavoastră, poate. Vă mai explic o dată. Da. În 2000, hotărârea de a desfința spitalul, și bine să știți și dumneavoastră, n-am luat-o noi. Spitalul, ca și învățământul, nu aparține și nu se... Așa cum s-au închis școlile și n-am hotărât noi, s-a hotărât de către Direcția de Sănătate Publică Bacău. Și spitalul s-a închis din dispoziția celor de la Ministerul Sănătății prin direcție. Noi ce am reușit să facem până în 2008? Am reușit să înființăm o secție de boli cronice a Spitalului Moinești, pentru că nu puteam să înființăm un spital, dar o secție puteam. Am obținut ordinul ministrului, pe care îl aveți, cu 30 de fazuri, în clădirea fostei maternități. Doamna primar a spus că nu este oportună și conducerea care a atunci la primărie nu este oportună. Vă rog să verificați că în bugetul din 2008 erau și banii necesari pentru a dezvolta această secție. S-a spus atunci că nu este oportună, s-a transferat și a făcut-o domnul Cotelescu acolo. Asta este realitatea și pot aduce documente. Cum facem și noi acum, că avem o oportunitate și nu vrem să o folosim. Dragostea asta atât de mare față de baza de acolo. Nu e real, e foarte bine că și-a tot atât comună. Dar față de baza de acolo, față de sănătatea populației. La fel să fie și pentru interiorul localității, unde sunt oameni vârstnici, chiar și tineri care sunt bolnavi. La fel să fie, dragostea, și pentru cei de aici, să aibă cabinete medicale, cum vă este și față de parcul Magura. Domnul, dar în parcul Magura vor merge cetățenii din Târgu Omnaș. Păi merg, dar merg că ea sănătoși, domnul primar, că ea poate să meargă. Cel bolnav merge mai greu. Și noi facem pentru bolnavi, nu pentru sănătoși. Nu știm ce facem medicalii pentru bolnavi. Vă mulțumesc, domnul consilier. Misiunea dumneavoastră cred că pierdem prea mult timp pentru acest gen de proiect de hotărâri. Eu, din punctul meu de vedere, m-am uitat așa cât am reușit în sală și dacă vreți să vă spun, am asistat la acest proiect încă de la naștere, poate încă de la... puțin cunosc. Puțin cunosc din sală cam cum e problema acestui complex balnear. Nu justific votul din comisie, doar mi-am pus problema din punct de vedere al legalității în cadrul. Ba chiar am făcut această precizare în comisie și vreau să vă fac și dumneavoastră, stimați colegi, că acest spațiu, dacă ne uităm, de la data punerii în funcțiune, la modul cum s-a născut, nu vreau să aduc niciun fel de aducere aminte. Cine vrea să studieze, să-și aducă aminte, cine e curios să vadă. Cea mai mare problemă a acestui spațiu este că orice leu l-ar produce, cred că ar fi benefic pentru Consiliul Local. Deci, din punctul meu de vedere, ca argumentație, și am spus și în comisie, dacă există această oportunitate și rezolvă și o problemă de sănătate, eu chiar vă rog să-l votăm ca proiect. Dar aș vrea să dau un răspuns și lui domnul Păscălin. Atunci când avem nevoie de sănătate, aduceți-vă aminte, domnul Păscălin, nu știu câte probleme ați avut, dar cine a avut, după sănătate alergăm în foarte multe colțuri și foarte îndepărtate. Unii ajung și la fraci, alții se duc și la preoți, alții se duc și la medici și caută pe cei mai buni specialiști în toate colțurile lumii. Vă mulțumesc frumos! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu era discuție atunci cu secția, domnul fost viceprimar. Când a fost vorba cu secția aceea de boli cronice de la Mănuși, nu era de TVC, fiind așa ținut că lumea a comentat că nu vor. Și dacă a fost de TVC, a fost secția de boli cronice, nu de TVC. Eu așa ținut că dacă a fost problema de să fi fost TVC, care ar fi fost problema? Păi a mai fost odată o problemă, că am făcut spital de TBC și după aceea iar am fluturat de cruveta că se infectează apa de la pâine. Deci odată am fluturat-o că e foarte bună și după aia am spus desfințați-l că... Nu? Deci din 3 în 3 ani fluturăm de cruvete. Eu știu, nu, că și TBC-iștii au dreptul la viață și dacă nu se poate făcut la viață, nu se poate la biserică. Nu așa ținut, era discuția în oraș. Nu, discuții. Probabil că eu dacă dușesc acum acest lucru... Eu am fost de acord, nu am fost de acord. Dacă nu erați de acord... În afară orașului, nu în oraș. Uite, domnul, nu știe exact. A fost secții de boli cronice. Am fost de acord, nu am fost de acord, dar asta e altceva, că nu puteam eu lua decizii. Ce să... Și această oportunitate. Toate acestea, cine este pentru? David și Ilie. Împotrivă? 1, 2 voturi împotrivă. Păscărin. Drăgăniță. Și abține. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voturi. Abține. Nu că sunt împotrivă. Sunt pentru amânarea acestui proiect, cum am spus. Păi da, trebuie să luați o... Nu avem pentru amânare. Dar nu avem vot pentru amânare. Aici nu este amânarea mai bine. Nu. Astea sunt alte. Discuții. La diverse. Răspunde-mă. Putem trece la punctul următor. Du-te și arată și arată. Verdict. Deci îl stabilească singur. Deci, proiectul a trecut, nu este aprobat. Nu a fost aprobat, nici amânat, nici... Respins. A fost respins. Respins. O liniște. Bun. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activităților în zone publice din orașul Târgu Ovidiu. Comisia juridică a desfășurat. Comisia pentru planul a desfășurat. Comisia economică? Da, nu am. Domnul consilier, am. Este bine că se pune ordine în acest domeniu, mai ales suntem oraș turistic, arată bine acest regulament. Probabil partea mai sensibilă este esteticul acestor terase, care într-adevăr nu pot fi puse într-un regulament. Aici e rolul specialității să existe pe acest estetic, o anumită uniformitate. Specialist să-și spună cuvântul. Și spune chestii tehnice, a fost acolo 1,5 metri de la terasă, dacă e pe trotuar până la carosabil, care e cam greu de realizat. Dar, în fine, e bine că pornim de undeva. Dar niște agenți economici m-au întrebat, terasele, prin natura lor, sunt sezoniere. Nu poți face terasă vara. Iarna, pardon. Cred că sunt emisferasuri, cam greșit. Dar ne întreabă agenții economici, pe timpul iernii mai plătesc concesiunea sau chiria pe terasă? Nu se chiriază la metru pătrat pe zi. Deci va fi numai pe sezonul cald, cum ar fi. Pe zi, va fi. Perioada determinată. Prin regulament se prevăzute condiții atât pentru terasele sezoniere, cât și pentru cele permanente. Sunt unele societăți care poate doresc chirieze spații permanente. Sunt permanente. Terase permanente. Și terasele sezoniere, chiar că îmi pare să ia licitația, nu? În cazul că... Da. Da, în fine, deci eu voi vota. Dacă sunt magazinele sau... Nu, da, publice, da. Doamna Consiliului. Nu ca să fiu abuzată că nu aș fi citit material, dar pentru explicitarea celor care asistă la aceste ședințe, că TV sau că fac. Se vorbește în regulament de licitație pentru spații stradale de închiriat pentru terasă. Dar cel care are magazin, punctul de desfacere, trebuie să liciteze sau face contractul fără licitație. Așa mi se pare logic, pentru că trebuie cât de cât să ținem un pic partea și celor care mai supraviețuiesc în orașul Târgu Ocna. Scrie în regulament că nu mai face. Am spus că am punctat chestia asta ca să se știe. Deci nu în fiecare primăvară participăm la licitații. Preemțiune? Dreptul de preemțiune care câteodată se omite, câteodată se aduce aminte și așa mai departe. Așa o problemă. Am văzut, am citit regulamentul, sună frumos. Da, este pentru oraș. În perspectivă, pentru a se îmbunătăți serviciile, inclusiv cele care țin de comerț, turism și așa mai departe. Însă, cred că ar trebui să analizăm un pic și problema zonei centrale, sau mai bine zis, a zonelor adiacente zonei centrale, pentru buna funcționare a acestor terase și activitățile directe la strada Victoriei și strada Capitan Bușii. Distanța e de câțiva pași între una și alta. Este o deosebire neimaginată între Cibe Victoriei și cum se prezinte lucrurile pe strada Capitan Bușii. Eu aș merge pe ideea să facem ordine, inclusiv în zona centrală, adică să terminăm odată cu depozitele de materiale de construcții, în zona, aproape de zona 0 a orașului. Haideți să facem o dată ordine și putem asta. Pasionul stă de atâta vreme. În buricul târgului și toată lumea se plânge că sunt probleme și la parcare și la tot felul de manevre. Dar și pe strada Capitan Bușină sunt două unități care trebuie de asemenea rezolvate. Se creează un disconfort. Gândiți-vă ce plăcere poate să aibă cel care e pe terasă și bate un vânt de la frumos cu praf de ciment și cu alte prafuri care vin și mirosul din zona depozitelor de materiale de construcție. Eu cred că dacă discutăm despre ordine, bună gospodărie și tot ce ține de ceva model pentru orașul ăsta, trebuie să luăm în calcul și strada aceea, pentru că dacă gândim, e un loc obligatoriu aproape de trecere pentru cei care merg la Salina și în toată zona zero de turism a localității noastre. Că așa am văzut, punctate frumos, modalitățile de a putea să-și închirieze, să desfășoare activități foarte bine, că se reglementează pentru fiecare activitate în parte. Dar haideți să facem ordine și în ceea ce ne privește pe noi pentru fiecare stradă în parte. Trebuie odată și odată, cu tot respectul față de cei care au și desfășoară astfel de activități acolo, dar trebuie să ne înțelegem într-un timp, într-un anumit interval de timp, că trebuie să ne orientăm spre ceea ce e normal și se pretează pentru zona respectivă. Un amănunt. Se vorbește în acest regulament de taxa de publicitate pe care trebuie să o plătească cel care solicită această terasă pentru ceea ce se numește umbrela care este sticărită pe vertical, pe orizontal sau alte chestii de genul ăsta. Eu știu că, într-adevăr, în marile metropole și în localitățile în care potențialul economic le permite să pună asemenea condiții, mă refer la Timișoara, la Brașov, într-adevăr știu că este condiționare ca pe zona pietonală să nu apară niciun fel de reclamă, tot să aibă umbrelele albe, să aibă umbrelele verzi, mobilierul numai de la 5 milioane în sus și așa mai departe, scaunul vorbesc. Dar suntem totuși în orașul Târgu Ocna, o fie a stațiunii în devenire Balneo, dar suntem în Târgu Ocna, unde potențialul financiar este așa cum este. Dacă discutăm de cei care sunt interesați de aceste terase, mulțumim unor doamnei deputat PSD care a reușit să scoată spumatul din localul, ne-a scăpat de băruit și de vopsit pereții, ne-a înjumătățit tot ce se numesc venituri, mai trebuie să mai plătim taxă pe teren când ne facem terase și taxă pe umbrelă că scrie pe ea Pepsi. Pentru că aceste umbrele reprezintă niște costuri. Ca el să poată evita taxa de publicitate înseamnă să mai scoată 2.300.000 ori 3 umbrele, 2 umbrele plus scaune de igoare. Dar așa de bine de rău să nu reușesc să se învârtă, să semneze niște contracte, să se angajeze la un volum de desfaceri pe care nu știu cum îl fac, ca să poată beneficia de o umbrelă sau un scaun gratis. Și de partea acealaltă noi vine taxa de publicitate pentru că scrie pe umbrelă înghețata Arcadă sau mai știu eu. Deci ar trebui totuși să ne gândim că suntem într-un oraș cu 11.000 de locuitori. Nu pe nivel de Timișoara, Brașov și nici nu avem potențialul turistic pe care l-au localitățile respective. Unde știu că într-adevăr așa se practică. Putem să-i dăm și o notă personală la acest regulament de funcționare care are caracterul general al marilor stației. Să nu fim puși în situația să dăm copy-paste la regulamentele astea de la alte localități și poate uităm să schimbăm și de numire localității. Doamna consilier, propuneți un amendament? Da. Taxa de publicitate este prevăzută de legea 185, atât pentru firme cât și pentru publicitate. Nu este introdusă aleatoriu. Este conform de vorbim de taxa de publicitate pe care și-o plătește fiecare societate, de început de la minimul de cât era un metru sau nu știu ce, deci toată lumea o plătește obligatoriu. Acum mai punem și pe umbrela de afară. Pentru că oricum umbrela aia o ține ca să poată să stea, să-și fumeze țigara care are chef să-și o fumeze. Mai puțin de folosit terasa. Dacă stăm să-i urmărim pe cei care există la ora actuală. Cu terasă. Păi, în condițiile date, cum am putea face această taxă? Deci, această taxă de publicitate de pe umbrele și mobilier. Își plătește omul taxa de firmă și de publicitate. Este în momentul în care și-o scoate. Când își scoate autorizația de funcționare, automat apare și această taxă. Deci, n-are rost să mai pusăm și pentru că și-a pus o umbrelă. 2. Referitor la ce spune domnul Nuțu. Într-adevăr, este o situație jenantă când te uiți la obiectul de activitate care se desfășoară în centrul orașului. Știu că și dumneavoastră, când ați fost în executiv, ați încercat o formulă de a scoate Vasiunul din urmă. Pentru că nu neapărat cei de pe Capitan Bușilă sunt foarte inestetici. Că acolo obiectul ceva la fațada al blocului ale mai acoperă. Dar în schimb, Vasionul, într-adevăr, este o calamitate ca aspect. Și funcționează și-au plătit atențiile, nu le-ați dat autorizații de funcționare. Deci, este totuși o scăpare a executivului, care după aceea se repară foarte greu. În momentul în care îi dai cuiva autorizația de la început de funcționare, după aceea te chinui ca să vezi cum mai repari această chestie. Am zis să ne ajungem cum. Și care e problema? Pot să funcționeze. Își plătesc amenda și funcționăm în continuare. Deci, încă o dată vă întreb, domnul Foscu, ați făcut toate amendamentele? E atributul viceprimarului în privința autorității. Dar important, este atributul executivului. Vorbim la general. Cine aprobă autorizația? Vorbim la general. Nu vorbim la general, vorbim exact la concurs. Acu este semnătura. Domnul președinte. Autorizați. Domnul președinte, eu aș avea alt punct de vedere. Eu aș avea alt punct de vedere vis-a-vis de ce spune doamna consilier Biri. Ziceți că această taxă de pe umbrelă trebuie scoasă. Dar trebuie să nu uităm că această umbrelă poate să fie a unei mărci renumite. De PR, de nu știu ce. Iar cine beneficiază de reclamă, că beneficiază de reclamă, în condițiile astea, trebuie să plătească, doamnă. Dumneavoastră cereți la Heineken taxă de publicitate, cum să zic că sărmâna fac economii la publicitate. Păi vor putea... Deci tot comerciantul cel care îi solicită, dă-mi umbrelă de mea ca să facă... Acea firmă se va folosi de aceste locații centrale și vor culege roade prin această reclamă. Trebuie analizată? De la Târgoul. Mai ales de la Târgoul. Deci este corect să se plătească. Mai ales de la Târgoul. Păi Târgoul la Târgoul, dar pot fi... bere, ciugaș, bere, nu știu cum. Și alt tip de bere. Sau suc, sau apă. Exact. Da. Reclama și publicitatea. Reclama se plătește. Chiar a fost o opțiune în Curții de Conturi de acum 2 ani de zile. Au fost la Târgoul și au avut o misiune special de reclamă și publicitate. Și vreau că executivul și ei au mers personal și de la intrare din oraș până la ieșire au inventariat tot ce înseamnă aceste mijloace de reclamă și publicitate. Și ne-au pus și am făcut contracte din urmă și agenții economici care au avut peste o anumită suprafață au plătit aceste reclame și publicitate. Deci, peste o anumită suprafață. Da, da. Ceea ce sunt niște asele care închirie în vârșul de 8 ani, reprezintă 2.000 da? Am avut o societate care avea niște venere de publicitate a unor produse de materiale, de construcții. Și au impozitat și pe ea. Și au spus, dar e bine că am ascat gardul, că era o ruină în spate. Acum e reclamă, a venit cu normele care sunt prevăzute acolo. Aici nu prea unde se întoarce. Nu prea unde se întoarce, pentru că sunt prevederi pe care ar trebui atunci să mergem noi și să călcăm norma, spunându-le aia cu excepția la ceva. Așa ar fi ideal, ca executiv să găsim soluții ca agentul economic care își desfășoară activitatea acolo să-l sprijinim cu cât mai mult, adică și așa plătește și închiriere, și impozite, și toate acestea. Din păcate... Mulțumim, doamne, a reușit să ne mai scoate. Din păcate, actul normativ e așa să ne îmbunătățească. Deci, în cel puțin suntem mulțumiți. Ea a căzut ridică la 2% la toți. Mai contează asta. Deci eu propun adică să nu plătească agentul care își desfășoară activitatea comercială, ci firma care vine cu reclamă. Exact asta și spune. Sau eu știu alte firme. Faptul că își face o reclamă, mare, mare, ăla se plătească. Deci îmi pare foarte rău că agentul... Da, da, da. Știți ce s-a întâmplat? Domnul la putere de contură au venit și ne-au scos, și noi am spus același lucru. Stai, domnule, că nu. Și au venit și au scos de la diverse firme, când acea firmă avea un discount, avea un contract de sponsorizare a firmei care își făcea reclamă, și atunci un produs, în loc să-l vinzi cu un anumit preț, faptul că avea brandul pe... Majorea preț. Așa, avea un discount suficient. Și atunci ne-au închis gura, că nu e așa mai mult. Da, domnule, că de fapt, ca să cumva agentul cum... Nu. Dar poate era un caz izolat. Nu, au găsit cadrul legal. Cred că asta era un trecut, acum nu știu. Nu se plătă, nu am dat titlul gratuit, frigiderul, vrela și tot. Adică, din punctul nostru, și nu ne-am fi sesizat de chestia asta, dar ultimul control asta a fost, e un raport. Domnul Ciceman, aveați un lucru despre asta. Doamna Bine are dreptate că agenții economici, în general, nu până mai fac față cheltuielor. Dar dacă ținem minte, în Consiliul Local, noi ne-am gândit și la aspectul ăsta și am pus chiriile foarte mici în cazul unor chirii în centru. Ele variază între 6 și 7 lei. Eu aduc la cunoștință că Timișoara sub 40 de lei nu există metru pătrat pe sezon. În felul ăsta, nu încălcăm nici legea publicității și încercăm, pentru că suntem un oraș care avem nevoie de agenții economici, să-i ajutăm indirect. Și avem posibilitatea ca, într-o ședință următoare, să-și micșorăm chiriile astea, dacă vedem că agentul economic chiar dă faliment. Bine să nu vedem. Bine să nu mai vedem. Sau dacă ești putem stabili dinainte. Păi putem stabili dinainte, dar am stabilit. Noi am ajuns la o concluzie, 6 lei. Predeosebire de Onești, unde e 15. Unde să știu? Bine că nu s-a plâns nimeni. Exact. Dar nu pot să știu. În ultimele ani, mai multe societăți s-au închis de ce s-au închis. Exact. Multe societăți au intrat în faliment datorită tațelor și plăților care le plătește la asta. Și nu să mai conținut și pentru Consiliul și pentru primărie, în fine, chiar al tinei ăla și atunci nu le-a ajutat. stăm din loc majoritatea la ajutorul social care ne dă statul. Statul ne-a avut bani din banii noștri care îi dă statul. Statul nu are bani aduce de acasă, de la cineva. Banii, bugetul țării, sunt de la noi care mai mulțim încă. Așa, hai închidem. Și cealaltă nu respectă norma respectivă, cealaltă și-a mai pus o reclamă, îi pune impozitul și tu zici, iată și desfăt o activitate. Și așa, din totdeauna s-a spus că statul e cel mai prost de gustor. Statul a fost cel mai prost de gustor. Nu știu să facă economia țării. Atunci, ăștia care vor să promoveze ceva, să dăm înainte, să pornim calul din loc, dă-l în cap și la ăștia. Că așa se obiectește la noi țară. Nu te lasă să miști puțin, că gata, bau furat, bau făcut. Despun concurența atât de aprică între noi, comercianții, care mai sunt aici de față. Nu știm cum să reglăm prețul dintre noi, cealaltă 2 lei, cealaltă un leu aproape, ajung la preț de producător să scăp din mare. Să niște angajați, își plătești taxe și impozite la zi, o să poate așa. Ori încurajăm și primim în ajutorul lor și ceva, ori, dacă nu, hai, nu îi face nici mai mult. Să mai încalcă și legea, nimic de zis, cum este și domnul, mulți. De exemplu, am depozit, chiar pe căptanul și la tot. Trebuie făcut ceva, dar eu închid mâine, dar încă 10 afară. Mai închide și celălalt o activitate costă. Dacă aș avea un spațiu în altă parte, nu trebuie să discuți, mă chinui cu familia care toți acum chiar vor să-i promoveze în campanie electorală, că ajută pe țiganii care mă chinui de 4 ani să-i dără și să-i desfințeze acolo, să duc, noi e candidat, hai să vă, că vă ajut eu ce vă dă grozavă afară, nu vă vei că voi aici asta. Acum au început să comandă altceva cu proprietatea mea, uite ăștia care când să meargă de acum în casă, ca să votați. Nu-i corect. Toți care vrea să-i țină, să iei după capul meu, să-i ducă la el acasă, care vrea să zice că-i țină. De ce să-i țină? Eu plătesc, întrebați la primărie, îți plăteți taxele și impozite pe clădire, pe tot. Nu mi-o dați de ceva. Eu sunt obligat să țină în față. Plus că mi-a făcut reclamații și la prezidenția statului și la... Să știi, mi-o vine răspuns. Ce să-i facă prezențării? Să-i duc la contragent? Deci asta a dat din urmă toată lumea în deficiență. Dar să facem efectiv ceva, nimeni. Și în general, cei care vorbesc mai puțin, fac lucruri mai măreți decât cei care transferează la prezidență. Am vrut să-mi clarific un aspect legat de închirierea teraselor, trotuarelor, dacă putem închiria doar sezonal, 3 luni, sau suntem obligați să închiriem un an de zile. Nu cred, dar asta e în regulă atunci. 3 luni sau funcție de... Perioadă determinată, nu neapărat 3 luni. Da, da, da. Nu. Avem nevoie și iar. De exemplu, am nevoie și iar. Da? Da. Asta am vrut să-mi clarific, aspectul ăsta. Mă refer la faptul că nu vreau să fiu obligat. Mă refer la faptul că nu vreau să fiu obligat de primărie să închiriez în fața restaurantului metri pătrați care o să închiriez pentru spațiu de fumat, să fiu obligat să-i mențin terasă, o să plătesc și în luna octombrie, noiembrie, decembrie, luna februarie, când nu este... Terasă permanentă și reglementări pentru terasă sezonieră. Ok, da. Deci sunt... Dacă asta o să doriți sezonier pe 3 luni pe an, o să puteți închiria... Pe zi. Nu? Nu. Asta este pe zi, când e sezonier. Avem și tață pe zi, avem și tață pe zi. O terasă nu poate funcționa cu zi. Poate are un sezon. Un sezon. Și asta sezonier e așa și nu. Un sezon. Tariful, nu? E calculat pe sezon. Ține cât vreți să le țineți. Dar e alt preț. Pe zi, dacă ieși în 3 luni alea care nu sezon, ieși astronomic. Deci, aducem un amendament la acest proiect sau supunem la vot așa în forma lui? Vreau să întreb și eu ceva. Domnul... Atunci autorizăm. Deci, haideți să lămurim. Mai este o întrebare. Atunci, dacă terasele vor fi închiriate sezonier, autorizațiile de funcționare vor fi date tot sezonier, pentru că la momentul de față nu se pot da autorizații de funcționare sezonier. Deci nu se dau, nu se eliberează autorizații de funcționare sezonier. Chiar eu am vrut să obțin așa o autorizație sezonieră și mi s-a spus că nu se poate decât pe un an de zile. Deci trebuie să clarificăm și problema asta. Păi stați un pic, dar poate vrea să închirieze o terasă pe centru acolo, pe Victorie, da? Bun, atunci nu trebuie să dați o altă autorizație acolo? Este logic. Pentru fiecare punct de lucru. Cum dăm? O dăm pe un an sau sezonier? În momentul de față, Primăria Târgu Ocna nu eliberează nimic sezonier. Cum să nu-și faci? Dar și-au făcut punct de lucru pe centru, că avem ghiurtoși, chiucolaci, am avut corjoace, am avut pantofi, și dacă are un contract pentru o perioadă de 6 luni, funcționare separată pentru locul ăla? Deci el vrea la altă parte. Deci asta nu lucrăm. Nu a fost prezent. Asta e autorizația totală. Și casa de parcat trebuie să figureze pe acel... legal. Plus că a venit să mă duc la registrul comerțului să registrez punctul de lucru. Păi și atunci, noi cum dăm autorizare? Sezonier sau anuală? Este, doamna? Pentru că i-au dat adrese, i-au dat autorizație. Ai dreptate. Puteți că anual și puteți să spune. Taxa de autorizare e o taxă fixă. Nu se referă că e anuală sau că e lunară. Am asigurat-o noi. Am asigurat-o noi că e unană. Ar fi trebuit să ai în vedere și perioada. Că cineva face un contract pe 9 luni de zile. Și de ce să plătească pentru 12 luni? 12 luni. Programul pe care îl punem deputații, dacă e prevăzută în lege, nu te se dezvoltă. Deci la ceea ce se numește taxă de autorizare, nu că vreau să țin curs, tu plătești o taxă ca să ți se elibereze o hârtie. N-are importanță că hârtie e pentru o zi, că este pentru un an, că e pentru o lună. Și când se fac zilele orașului, plătești taxă pentru autorizație de 3 zile. Dar plătești hârtia respectivă. Dar nu numai asta, doamna Bine. Și este o taxă. Doamna Bine, e și taxa de sport, e și taxa de firmă, e mai multe care se plătești un an de zile. Aia nu mai e pe firmă. Pe firmă care e registrată. Haideți, vă rog, să lăsăm pe doamna Suciu să explice care este. Autorizația de funcționare și profil de activitate se eliberează pentru fiecare operator economic pentru activitatea de alimentație publică. Dacă terasa este în fața unității, se consideră că taxa a fost plătită, nu trebuie punct de lucru pentru că este în fața unității. Iar dacă, așa cum zicea domnul Panțălu, e o societate și solicită pe Victorie, automat este altă societate, este o altă activitate. Așa cum de lucru și se plătește funcție de perioada pe care o solicită. Deci se poate plăti autorizația atunci pe perioadă, nu? Da, dacă dumneavoastră doriți să închiriați pe Victorie 3 luni de zile, da. Dar nu am pe Victorie pe perioadă, am înțeles. Sau bani acum. Iar domnul Grozavu, dacă are terasa în fața unității și plătește o taxă de 20 milioane pentru restaurant și bar, atunci este inclusă și terasa. Nu, asta știam că nu e. Așa cum s-a plătit și impactul pentru cel care a avut terasa acolo, exact pentru cât a funcționat. Și numai pe Victorie este valabil. În altă parte... Deci în altă parte, dacă vrei sezonier, nu poți numai pe Victorie atât? Nu, nu, numai pe Victorie, vă spun eu. Regulamentul e pentru tot orașul. Eu am încercat să iau autorizație sezonieră și nu mi s-a eliberat. Discutăm de ce a fost. Deci de acum ceva... Asta e urmează dacă se aprobă, oricând. Faci o rând. Dacă nu treci... Domnul consilier, nu, trebuie să-mi află. Păi da? Domnul consilier, lăsați-o, doamna, să ne explice ca să ne plecăm și noi, înțelegeți? Dumneavoastră ați solicitat eliberarea autorizației pentru bar, pentru 3 luni. Pentru bar, nu. Ea se eliberează pe un an. Pe un an. Terasa e terasă. Terasa este altceva. Păi da. Gândiți-vă, nu ne duceți în eroare și să acuzăm executivul că... Conform cererii pe care o să... Terasa aia o servește tot un bar sau ceva. Da, dacă nu arată și lucruri cu bar. Legislația spune foarte clar ce înseamnă bar, ce-i terasă, ce-i bodegă, ce-i bir. Terasa este legată de un bar sau de un restaurant sau de ceva. Nu poate să fie... Să citim legea. Nu poate să fie o terasă fără servire. Eu aș vrea să folosesc un exemplu. Domnul Negureanu are terasa aia și restaurant. El funcționează doar câteva luni. Cum plătește? Pentru 12 luni? Nu este în fața... Nu, toată activitatea. ...publică pe domeniul public. Este pe domeniul proprietate personală. Exact. Tu nu ai întrebat pentru domeniul tău personal? Că nu-ți desfășoară activitatea în permanență. El zice că desfășoară activitatea 6 luni. 6 luni și a fi vrut autorizare. Dacă domnul dorește să închirieze în fața... Nu să închirieze, pentru spațiul care îl are, nu să mai închirieze. Conform cererii de închiriere și amenajare de la amenajare. Cine mai vrea să citească legislația, să se documente? Ce ai intervenționat? Dar stăm în față, vreți să facem un lucru. Dar chiar mă grăbesc, domnul. Sigur că mă grăbesc. Stăm așa la zi. Punem la vot varianța. Cel mai bun exemplu, îmi cer scuze, cel mai bun exemplu este doamna mie. Funcționează în parc 3 luni de zile, a plătit taxa pentru 3 luni de zile. Așa e, corect. Este puterea exemplului. Conform cererii. Nu, că e 6. Chinion, dar ai făcut cererii pe 6. Cel mai bun exemplu. Eu știam că vreau. Eu știam că vreau, dar ai mișcat. Pun la vot proiectul. Varianta? Nu, varianta inițială. Da. Cine este pentru? Uite cât e discuție. Atunci nu are lucru mai aducem amendament. Da, proiectul a trecut. Numărul 5. La vot de piesă. Proiect privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31/3/2016, semestru 1. Deci, Comisia Economică a Favorabilă. Cine este pentru? Da. Domnul Păscălin, doamna... Da, dar pe exact, ea mai... Nu vreau să trec la destul. Punctul 6. Diverse. Aici o mai aflăm de starea orașului. Da. Da, domnul consilier. Estimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, o să fac o referire la ședința anterioară la care am lipsit și îmi cer scuze dacă cumva voi greși cu o problemă, dar am căutat să mă documentez, am citit și procesul verbal al ședinței, am constatat că ați avut o ședință foarte furtunoasă, dovadă că mi-a spart și plexicul de la... Vă rog să filmați, dacă... Și constat că unii colegi încearcă să găsească niște explicații la unele aspecte pe care noi le dezbatem sau le-am dezbătut în cadrul mandatului care l-am dus la îndeplinire. Am încercat să fac o glumă, nu vă supărați dacă am găsit pe ăsta spațiu. Din întâmplare. Ați avut o discuție vis-a-vis de dezbaterea privind finanțarea unui eveniment deosebit de important, așa l-am considerat eu personal și, bineînțeles, și alți colegi de-ai noștri, privind Olimpiada pe care județul Bacău a găzduit-o. A fost un eveniment important, a fost o situație, zic eu, în care a fost implicat un agent economic și unii colegi de-ai noștri nu sunt consecvenți. Într-o ședință încearcă să spună, domnule Salina, nu face nimic. În altă ședință încearcă să arate cât e de important accesul turiștilor la Salina. Eu aș vrea doar să amintesc un singur lucru, că astăzi noi să fim la această ședință, Aș vrea să aduc în amintire istoricul mic al Saliniei, care nu are decât vreo 600 de ani. Și nu ar fi lipsit de importanță dacă mai toți colegii ar încerca să facă trimitere la istoria acestei localități, ca noi astăzi să venim în Consiliu și să încercăm să facem puțină administrație pentru localitate. Eu am citit și am aflat că, de fapt, localitatea Târgu Ocna s-a născut și s-a dezvoltat pe baza exploatării sării în această zonă. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat această bogăție și înaintașii noștri au dezvoltat un oraș, haideți să-i dăm acestui agent economic atât cât o să-l mai ținem în viață. Că aici avea dreptate domnul Grozavu, că mor unități unele după altele și nu e exclus. Vă fac precizarea asta și uitați. Cei mai tineri, nu știu cât o să țină, dar nu e exclus în perioada următoare și o societate de acest nivel să fie în altă zonă și nu în zona de activitate. Și pentru ca să fac o remarcă, aici chiar serviciile din cadrul primăriei, cu deosebit respect, mă adresez contabilității, eu rețin o sumă. N-am solicitat datele. Dacă le aduceam, cred că era cu totul alta situația. Dar numai pe anul 2015, impostul pe clădiri de la Salina Târgu Ocna se ridică la 104.000 lei, care a fost dat Consiliul Local pentru gestionarea localității, pentru gestionarea unor probleme pe care le avem de gestionat. Ca import, ca valoare. Dar așa, cât dă Salina orașului, cred că doamna Lichiseanu ne poate spune mult mai bine. Este deosebit de important să știm că dacă nu exista exploatarea sării, Târgu Ocna era la nivel, cel puțin, ca să nu jignesc nicio localitate din jur, dar undeva la nivelul Târgu Dropuș. Și cu asta vă mulțumesc. Nu aveți de unde să știm acum. Vă spun eu pentru că Târgu Dropuș la vremea respectivă. Domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, dacă vreți, vă dau un istoric. Vă dau un istoric. Târgu Dropuș la vremea respectivă era centru vamal. Poate Târgu Dropuș avea să fie mult mai dezvoltat astăzi decât Târgu Ocna, dacă nu era exploatarea sării. Așa că să nu spunem că n-a dat nimic Salina. Totuși, să înțelegeți și dumneavoastră, un efort a făcut și am realizat intrarea acelor elevi și a profesorilor gratuit. Dar să știți și dumneavoastră. De fapt, așa că am făcut. Așa că am făcut ședința de Consiliu ca să se înțeleagă. Ca să fiți un pic mai clar, așa, poate nu s-a înțeles. De fapt, ceva nu-i mulțumit cu adevărat. Păi m-a nemulțumit că s-a făcut exprimarea acolo. Păi Salina ar trebui să realizezi intrarea gratuit, pentru că și așa nu face mare lucru pentru oraș. Scrie în procesul de la. Pe cine a zis? Aduceți acuzația. Nu știți? Asta era ceva. Haideți să citim în procesul verbal. Dar bine, domnul Nuțu face această precizare, că Salina a dat foarte puțin. Domnul inginer, dacă îmi dați voie. Domnul Păscăne, cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să finalizez. Mi s-a cerut aici o explicație de către domnul președinte. Îmi dați voie să... Este un fapt laudabil că ați obținut acest lucru. Vă rog frumos, haideți că vă ascult pe urmă, dar lăsați-mă să... Bine, domnul președinte. Dar le-ați terminat, domnul Păscăne. În procesul verbal am găsit scris acest aspect și vreau să vă spun că m-a deranjat. Ca și colega dumneavoastră, care vin aici și de fiecare dată am adus și implicit. Domnul Bucur de față v-a spus de multe ori ce înseamnă Societatea Națională a Sării ca problemă. Și noi, sucursala Târgu Ocna, nu avem personalitate politică și să știți că nu trecem din perioada erozii. Eu vreau să fac precizarea pentru toți colegii și dacă e nevoie chiar pentru toți cetățenii. Nu trecem într-o perioadă foarte roz. Și dacă se face exprimări de genul că Salina nu a făcut nimic pentru aia și am dat doar un exemplu. Nu mai impozitul pe clădiri, nu mai spun impozitul pe mașini, nu mai spun alte lucruri care nu au nicio conotație ca să le scoatem în evidență. Și totuși, cu ocazia asta, vreau să vă spun că noi făcusem niște demersuri și am reușit, așa cum v-am spus, spus să facem intrarea asta, dar aici este și doamna consilier Barna, care s-a ocupat îndeaproape și chiar țin să îi mulțumesc pentru modul cum s-au organizat, pentru că să știți că nu este ușor de gestionat intrarea a 500 de suflete acolo, în unitate, astfel încât să nu-și perturbe programul care l-aveau să ajungă și la timp complex. Vreau să vă spun că a fost un eveniment la care s-a acordat o mare importanță, atât din punct de vedere al Inspectoratului Școlar, atât din punct de vedere al Consiliului Județean. Dar, mă rog, principala problemă care mie mi s-a părut că este puțin, zic eu, deplasată. În ședința anterioară, Salina nu face nimic pentru oraș, iar în ședința de astăzi, domnul Moțu a venit și a spus că da, de acolo vin toți turiștii, merg la Salina. Este foarte importantă și îi se acordă o altă importantă. Atâta tot, am văzut. Să fim consecvenți cu ceea ce dorim. Domnul Ilica, ceva de spus. În primul rând, mă bucur că am reușit să vă sensibilizez, să faceți ceva de subiectul ăsta, pentru că chiar a scutit bugetul local de o sumă de 6.000 de lei. Nu m-a sensibilizat. Da, că altfel nu vreau. Memoriul. Lăsați să vorbească domnul așa problemă. Deci, memoriul era făcut mult mai de mult decât ședința. În calitate de gazdă ați făcut un gest nobil, care mi se pare mie că a spălat toate celelalte ele care planau asupra Salinei. Un grup de elevi care vreau să viziteze Salina. Partea cealaltă care ține de taxe, impozite, și eu plătesc și toți agenții economici de oraș, și pentru plătiri, și pentru mașini, și pentru orice. Așa că e nimic special. Care e altceva? Da, eu. Da, mulțumesc, domnul președinte. Când ies domnul consilier Rubin, și dacă îi dai... Indiferent cât îi dai, dacă e să fie nemulțumit... Domnii de la PSD mai vorbiți și după ședință. Acum m-am înscris și eu la consilier. Domnul președinte, eu care am lipsit la ședința trecută, dar mă folosesc de expresia domnului inginer Ilie. Vorbiți despre exprimări. Dumneavoastră știți că atunci... Nu atunci. Acum, când ați luat cuvântul la începutul discuției noastre, ați lansat pe piață desperiați oamenii că Salina s-ar închide ca și mâine, că nici nu știu cât mai duce acum. Lansați! Dumneavoastră sunteți conducătorul. Sunteți? Mă lăsați să vorbesc, că și eu m-am lăsat. Dumneavoastră sunteți conducătorul unității, domnule. Trebuie să dați încredere comunității. Ați făcut să... Este treaba dumneavoastră, că luăm și procesul verbal care vine. Cum să nu fiți atent la ceea ce vorbiți? Desperiați mulțimea cu domnule. Cei care urmăresc ședința vor... Păi dacă Ilie, directorul Salinei, a spus că nu mai ține Salina închis, că așa se merge. Cum să lansați așa? Fiți atenți la cuvinte. Deci sunt convins că nu ați înțeles nici expresiile domnului Nuțu. Dacă dumneavoastră n-ați... Este. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci că mi-ați dat dreptate. Cum să spuneți așa dumneavoastră în calitate de inginer să speriați lumea că se închide Salina, domnule? Că nu-i... Mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați dat dreptate. Deci nu ați înțeles nimic de ce a spus domnul Nuțu, dar dacă îi vă exprimați așa. Domnul Ilie a vrut să spună... A vrut, dar nu a spus. Mulțumesc, domnul. O, asta se și înțelegea dacă a spus. O fi vrut, dar nu a spus. Dacă n-ați de bună credință, nu credeați așa. Sunt ortodox. A vrut să spună că este greu să conduce o unitate, să trebuie. Da. Ați înțeles nimic. Îmi pare rău, puterea noastră de înțelegere este departe. Mulțumesc, mulțumesc. Îi mulțumesc domnului președinte că mi-a dat dreptate. Nu trebuie să-mi dați dumneavoastră. Ca să încercăm să aplanăm un pic discuția. E adevărat că sunt expresii, sunt formulări, mai puțin. Vedem din ochii altora, bârna. Domnul director îi spune domnului Nuțu că nu înțelege. Tura trecută l-a anunțat în Salina, acum a felicitat domnul director. Uitați că domnul Nuțu are o gândire foarte elastică. Din patru în patru ori o schimbă. Nu, lăsați politica, mama, și dumneavoastră la ce? Dar dumneavoastră pe ce listă sunteți, doamnă, la candidatori acolo? Poziția pe care ați luat-o dumneavoastră de spunea nologul nostru, versus elementele naturale pe care beneficiază Târgu Ocna. Da, să ne aducem aminte că era o discuție care spunea, Doamne, de ce le dai atât de-a lucruri bune? Las că am eu grijă să le dau conducătorii. Și a avut grijă. Da, uite, oare. Domnul președinte, păstate domnul Nuțu ca să-i crească cota. Exact. Deci eu aveam întrebarea. Mulțumesc pentru interpretările care le-am dat. Eu zic să vă uitați fiecare în curtea proprie, faceți analize proprie și după aceea să lăsați coarță sau o evalueze singură. Domnul Consiliu Păscălin. Deci eu aveam întrebarea dacă cei 60 de milioane au intrat în bugetul primăriei. Nu. Nu. Dați voie, dați voie. Domnul Nuțu, doamnă, v-am lăsat să vorbiți. Domnul Nuțu a dat sugestia că ar fi mai bine ca Salina să introducă gratuit acești elevi. Simplu, a dat sugestia. Domnul Ilie a rezolvat această problemă. Deci e o chestie lăudabilă. Bun, banii sunt la primărie, nu s-au cheltuit bani, rămas în buget, treaba este clară. Ce a dat, ce a pentru nimic. Noi sunt de lăudat. Ideea este că e un fapt bun. Deci văd că nu m-a lăudat Salina. Hai să vedem și de desubturile. La ori de pădru. În primul rând, toate de desubturi la Salina. Toate de desubturi, inclusiv gloaba din parc. Știm foarte bine de ce s-a format. Toți stăm sub pământe de sare, cu tot felul de galerii. Deci lumea nu știu cât de încântată cu Salina. Păi spuneți-i lui domnul Drăgănuță. Deci propune să nu. Ce s-a spus el lui? Nu, dar trebuie numai să lăudăm. Vezi că există sarea și după aia nu-i de la sfârșit. Păi dumneavoastră vrea să vă spună. V-am văzut pe dumneavoastră că nu înțeleg. Deci vedeți că și eu sunt numai cum să vedeți. Cu toate acestea putem închide ședința. Că nu, avem la diversie. Sunt diversie. Mai am eu o diversie. O diversiune. Pardon, o diversie. Ești doamna invitată. Să-i dăm doamna invitată. Dacă îmi permiteți. Este vorba despre Festivalul Național de Folclor, a cărui a doua ediție inițial am dorit să o organizăm pe data de 21-22 mai. Prima ediție știm că a avut un neașteptat succes, a durat o singură zi, dar a fost e festival pentru copii și tineret. A existat această problemă a datei în care a fost fixat anul acesta. În asociație am hotărât să amânăm imediat după alegeri, pentru că nu exista nicio aparentă tragere la temă politică, da? Și am hotărât să-l desfășurăm imediat după alegeri, în sâmbăta și duminica, imediat de după alegeri. Nu. De atunci nu e bine nici așa. O mai putem încă amâna, deci o lăsăm după turul direct. Da, deci nu am fixat exact. Da, noi sperăm să se desfășoare într-o singură tură. Doamne, consiliile locale și de acord cu desfășurarea, dar în faptul că a avut un succes imens. A avut un succes neașteptat. Suntem o asociație non-profit, non-guvernamentală, non-profit apolitică. Am înțeles că au venit 10 autocare sau 15 autocare. Au participat 204 copii din toată țara. Așa, și numai folclor autentic. Au fost ateliere, au fost expoziții de folclor, deci ceea ce s-a întâmplat aici ar fi trebuit să se întâmple cu mulți ani în urmă. Așa, copiii din această zonă ar fi avut nevoie de o asemenea desfășurare, da, sigur. Așa, ceea ce doream să spunem este că o să stabilim atunci, odată după alegeri, deci dacă va fi nevoie și de turul al doilea. O să includem și turul al doilea. În calcule? În calcule, așa. Am omis că există și un al doilea, dar să sperăm că nu. Și era ideea că cererea de finanțare a fost, nu de finanțare, ci de sprijin din partea dumneavoastră. Da, din partea Consiliului, având în vedere că asta va duce, a adus atunci pentru o singură zi la cazare, masă și imaginea localității, nu mai vorbim. Da, pentru că vom avea, sprijinul TVR-ului, a Radio România Actualități, deci vom fi mediatizați destul de intens în această. Avem un proiect pe care se desfășoară, de fapt, festivalul. A fost făcut pe anul trecut, acum este din nou refăcut pentru anul acesta proiectul. Cine vrea să-l urmărească, e la dispoziția dumneavoastră, dar ideea este să fie o ușoară, un ușor sprijin din partea dumneavoastră. Unde va fi? Așa, eu... Da. Poftiți? Ideal era Casa de Cultură, așa este inițial, dacă nu începe deja repararea ei. În cazul în care se trece la reconstrucție sau și așa, vom avea nevoie să apelăm la sălii, desigur, zicem noi. Deși foarte puțin... Dar spuneți-i mai aproape cu domnul Drăgănuț, de dumneavoastră, vă rog, chiar frumos, ca să înțeleg. Doamnă, să concluzionăm, indiferent de culoare politică a colegilor mei, niciunul nu este împotriva acestei organizării acestui... Domnul Ilei, cred că dormiți cu numele meu în minte. V-am deranjat? Ce s-a întâmplat? Dar nicio treabă! Păi ce treabă aveți cu mine? Cine? Am fost împotriva unui proiect? Domnul Ilei, domnul Nicolae are primare mea elastică. Dumneavoastră ați votat împotriva unui proiect. Dar eu sunt liniștit, domnul Ilei, activ. Activ sunt. Să arat ce pot, dumneavoastră ați votat. Este în regulă, că Salin a oferit. Mai dăm un vestic, dar eu m-am lăudat, de ce sunteți supărat? E ușor a spune versuri, că nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune. Sau știți, multe flori sunt, dar puține rozi în lumea o să poarte. Multe... Ba la poarta vieții și scutura apoi moarte. Cam așa ceva și conțe local. Mulțumim pentru exemplu cetățenesc pe care l-a făcut. Pentru că aduc aminte cererea ai depus să prin octombrie-noiembrie a fost discutit acest festival și faptul că coincidențe cu lor festivalul a ajuns ca să fie în perioada de campanie electorală și însă amână tocmai ca să nu fie interpretat sau pentru că a fost interpretat și nostru un act de cultură să fie interpretat ca act politic, asociat. Deci este o chestie, însă a făcut într-adevăr dovada unui gest deosebit de frumos. Deci mulțumim ca exemplu. Nu știu, odată ce s-a auzit ceva. Eu aveam o altă problemă. Deci, au pus numai de la dovada la speculație. Da, eu am o altă problemă. Există agenții economici care depun anumite cereri la Consiliul, la Executiv, și la care sunt întârziați, nu se dă curs pe motive plauzibile sau subiective. Deci, sunt rugată, efectiv, de aceea și punctez despre ce este vorba. La salonul Alexandru solicită, eu știu, clar, 3-4 ani, 1 metru pătrat sau 2 metri pătrați în față, să-i simplieze, să-i concesioneze, să-și poată amenaja și ea o intrare, o alee, o chestie cât de cât care să țină de salon, de frumusețare, deci să aducă cu estetica meseriei. Și totuși nu se reușește a se finaliza această solicitare. Există un impediment obiectiv sau o chestie, deci nu se poate sub nicio formă închiria sau concesiona 2 metri pătrați în fața unui spațiu în zona respectivă, presupun, că în alte cazuri s-a întâmplat. Ar trebui să întrebăm o doamnă de la urbanism sau executivul să ne răspundă și să ne spună. De aceea se documentează, se spune da? Bun, cu toate acestea, declar închisă ședința. Sărbători. Așa.